Să ne zici pentru ce anume a fost adus aici clientul tău. A fost adus cu mandat de aducere. După cum ați văzut deja și această informație, se vehiculează în presă un presupus abuz de serviciu. Iarăși, informația pe care am trebuit să o devolez este faptul că au fost reținut, pentru că am văzut că a apărut deja în presă. Din păcate, legea nu permite să vă spun ce se găsește sau nu se găsește la dosar. Adică ce nu se găsește pot să vă spun, nu se găsește nicio infracțiune. Asta nu se găsește. Nu există nicio infracțiune, nu există niciun prejudiciu, nu există nicio normă de legislație primară încălcată. Câte persoane au fost reținute astăzi? 5 persoane. 5 persoane.